Bună ziua și bine v-am găsit la primul episod Cum să faceți un server de Minecraft uh, Acum noi o să facem un server de Minecraft uh, Vanira, bineînțeles uh, Hai să o task manager-ul, că nu trebuie În uh, primul rând ne ducem pe un uh, browser Căutăm uh, următoarele chestii să le descărcăm uh, server.jar server.jar Ok, eu vreau pentru anumite versiuni, așa că scriu și versiunea 1.19, no, că eu vreau pe 1.19. În primul rând, îmi trebuie această comandă, dar nu e acesta link nu, 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 e link acela. Ok, dăm 1.19, aici văd că mi-a dat instalarul, dăm install, avem pe desktop, fichier, S-a descărcat, ok. După ce s-a descărcat acel uh, fișier, pe noi ne interesează de aici, de, la, de pe site, această comandă, Cătălâcă. Ok, după ce i-am dat câtă lucră, avem aceste des descărcări. Aici avem, uh, hai să punem așa pe jumătatea asta, avem uh, uh, descărcările. Și dacă, asta să iai că pună așa dacă pun eu uh, să fac un fișier nou facem un fișier nou și asta o să fie server vanilla hai să vedem rename server vanilla, vanilla. ok asta e server, server vanilla ca să porniți server vanilla Lați acest executabil îl băgați în server nu o să mai avem nevoie de descărcare asta. Uh, deschideți fichierul, creați o nouă... Deschideți serverul cum ar veni. Deschideți ul cum ar veni. Și creați un text document. În text document îi dați ce nume vreți. Uh, eu să-i pun uh, start. Uh, start. Ok. După ce ați dat numele, îl deschideți o să se deschidă non-pad. Tot ce să aveți voi aici o să se deschidă non-pad. Și chestia aia de am cumpărat, am luat-o de pe site, linkul ăla. Chestia asta de am luat-o de pe browser de aici. Uitați, dați copy paste și o plasați aici. Și vedeți că scrie aici Minecraft liniuță jos server. 1.19.3. Ok, nu mă interesează pe mine asta, pe mine mă interesează să scrie exact aici, ca să îl execute pe asta. Ștergem Minecraft bara jos. Avem fără versiune, nu scrie versiunea. Bine, noi am putea să facem o șmecherie. Uite, asta vă învăț eu pe voi. nu? Puteți să-i dați rename și scrieți aici. Server. Uh, și scrieți exact cum vreți să scrie. Uite, scrie acolo da, da. Ok. Uh, scriem exact acolo, 1.19. Deci, punct 1.19. Ok. Uh, punct jar. Perfect. Și acum ce trebuie să mai ștergem? Trebuie să ștergem uh, 3 ăsta. Să fie linkul ăsta egal cu chestia asta de aici. Acum dăm un câtrl lăsăm ăsta. Dăm un X, s-a salvat textul, acum dăm click dreapta pe el, îi dăm rename, dar aveți grijă să modificați formatul, ca să vedeți formatul dați view, show, file name extension, pentru a vedea extensia asta de txt. Ok, nu la toate se vede, de aia recomand să dați extensia, să vedeți. Uh, ok, dăm rename și redenumim extensia în pat, adică buton. Și dăm în afara căsuței, undeva clic, și apoi apare asta, dăm ES, și acum când îi dăm run, uh, da, apare chestia asta. Asta, da. Apare chestia asta. Și deja, din două chestii, avem server proprietăți EULA, la log și uh, Ok, am dat un uh, scuzați-mă, în primul rând deschidem EULA și aici scrie niște chestii că EULA nu știu ce e, destruie. Și și Dați și X. Acum puteți să dați, bine, eu am făcut start buton, voi start butonul, puteți să faceți chestia asta și să-l creați un shortcut și să-l puneți, uh, shortcutul ăsta, să-l puneți pe desktop undeva, uite aici și puteți da run și de aici. Dar e chestia că puteți run, da run și de pe ăsta direct, dar cel mai bine e cu asta că uh, voi puteți aloca memorie, uh, nu v-am arătat cum să alocați memorie, așa că hai să-i dăm o linie rapidă. Ok. Scrieți txt. txt. Dăm save. Ok. Această memorie puteți să modificați voi. Eu o să pun doar un 8 aici. În loc de 1. Ca să aloc 8 GB RAM. Ok. Și dăm cât lăsă și X. Și dăm rename. Iar descriem bat ok și dăm un enter și s-a modificat acum uh, vedeți că a dispărut executabilul de pe desktop fiindcă am modificat numele fișierului uh, formatul Na, hai să-i dăm run acum serverul pornește altfel deja deja nu mai vedeți atâtea chestii inutile pe ecran pe Uh, Consol, cum ar veni să e consola, CMD-ul ăsta Și acum deja se creează lumea Știu că nu apare nimic, nu sunt pe cel mai performant PC, adică nu am cel mai performant procesor Eu dacă mă duc acum și mă uit în As Manager Procesorul e 100% îmi deci, e 100% toate 6 corurile. Da. Deci uh, și mănâncă, uite cât mănâncă, 70% și ceva. Dacă ar avea mai multe coruri, le-a mânca pe toate. Are 6 coruri la dispoziție, 6 le mănâncă. Dacă are 10 coruri la dispoziție, 10 le mănâncă. Mai ar fi o chestie că aș putea să fac serverul pe uh, M2 și s-ar deschide și mai rapid de atât. Doar fiindcă ar avea acces mai rapid la date. Ok, deja serverul e on. Uite, dacă noi deschidem Minecraft-ul. Ok, uh, pornim Minecraft-ul. Deci pornim Minecraft-ul, hai să dăm și noi așa un deschid, o deschidere rapidă. Bam. Uh. Dar mi-e așa de mic îmi pornește. Îmi pornește toate ferestrele mici, fiindcă am monitorul foarte mare. Uh, și. Ăsta este, de fapt, IPU. Dar ca să intrați pe serverul vostru, pe calculatorul vostru, intrați aici. Puteți să scrieți local host. Local host. Sau. Mai era o chestie. 0. Uh, și, în teorie și localhost și zero um, o să funcționeze să intrați pe serverul făcut pe PC-ul vostru. Că practic e în PC-ul vostru, deci nu vă trebuie IP-ul în sine. Mă mulți mă doare capul de la asta. Prea tare parcă. Serverul merge. Uh, nu știu în câte frame-uri acum, nu știu să zic. S-ar putea să meargă un pic cam lăguit, în vedere că e la mine pe PC și na, și filmez și tot 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 tot. S-ar putea să vă adăleguit. Eu acum dacă intru de aici și îmi dau op lenga 239. Ok mi s-a dat uh, pe Minecraft op. Și acum am acces uh, la creativ. Și pot să bag data pe uri pot să bag uh, texturi dedicate pentru server care să le ceară, pe care să le ceară când intră cineva pe server dar hai să vedem uh, uite avem aici uh, lumea avem versiuni adică versiunile pe care a luat uh, lumea asta avem logul ok aici se adună datele despre chat despre tot 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 tot, tot. când pornește server când se oprește tot 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 Uh, aici uh, sunt în felul următor. Uh, data, data pack. Aici puteți să adăuga data pe urile uh, DM1, dimensiunea 1, cred că se referă la Nether 100%. Uh, DM uh, bară 1 este endul. Ok. Uh, pe alte serverele endul și nether-ul sunt aici. Ok. Nu contează. Uh, fiindcă ai făcut la mine în PC, eu le arată aici direct, cum trebuie. Uh, entități, nu știu ce, player data, poi region, level data, sesiun. Practic, asta e lumea și asta e un fel de, cum să zic, e un fel de al doilea Minecraft, încă un Minecraft. Adică, așa, e un alt Minecraft cu o lume, o singură lume. Există și chestia cu multicore, uh, multicore dar uh, trebuie nu Vanilla, să fie Spigo sau Paper să poată să ruleze. Deci până acum merge totul bine. Cred că. Nu am ce să vă arăt mai mult. În afară de faptul că puteți să dați X direct la consolă și se închide serverul. Dacă dați vreodată X la consolă o să se închidă serverul. Plus că eu am un provider uh, Hamaki, eu nu mai am IP-ul meu la calculator. Am IP-ul de la provider de la Hamaki și, uite, ăsta e IP4, adres, trebuie să-l dați la o persoană adică nu-l dați la o persoană. Uh, ca să, să conectezi o persoană la serverul vostru o să vă trebuiască Hamaki și uh, să faceți în felul următor. Uh, cred că să-i dați IP-ul. De fapt, să-i dați IP-ul ca să se poată să conecteze la server. Și trebuie să-i dați acest uh, nume. Uite, să zicem server.benga.ro Și să-i spuneți care e parola. Eu nu mai știu sincer ce parola am pus la astea două. Știu că le-am făcut așa la Fantasy, vreau să văd cum merge. Și el o să dea aici pe join a server, nu știu ce, și o să dea, să zicem, ăsta, server, nu știu cum, și parola. Și o să poată să conecteze la providerul tău. Uite, din câte se vede, uh, stai puțin, nu, a, a, uh, 5 persoane pe un IP din ăsta custom. Dar, cred că poți să faci o jmecherie și să creezi mai multe network-uri din astea se conectează mai multe persoane de 5. Așa că s-ar putea să fie mai șmecheră decât se crede. Dar cine nu are hamaki nu poate să intre în ăsta și trebuie să-i dau eu parola. Deci oarecum securizat. Nu știu ce să zic. Deci nu poate să-ți intre pe server nimeni care nu are hamaki și nu este conectat la tine. Asta este un bonus ca și un fel de whitelist destul de avansat. Da, s-ar putea face un server chiar bun, cel cu hamaki, dar mai greu, că trebuie să le dai la toți acces la consola um, consolă, adică să le dai acces la hamaki, La chestiile astea și, și probabil cred că pot să fac mai multe network-uri Vedem Vedem Cam atât pentru acest episod Sper că v-a plăcut, nu uitați de un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare Data viitoare facem pentru uh, Server de uh, Cum zice de um, Paper și poate facem Skyblock. Votați dacă vreți și pentru Skyblock, pentru Paper. Pentru Paper și Spigot. Poate vreți și pentru Spigot. Dacă vreți pentru Spigot, lăsați lăsați și voi acolo un comentariu. Spigot și facem și pentru Spigot. O să facem pentru cam toate pluginurile care ar fi necesare la un server să fac serverul. Și o să facem o serie de la A la Z cum să faci un server normal și cu bungee cord dacă vrei. Asta e opțional. Și multiverse și o să facem hibrid uh, oarecum. Vedem. Ne descurcăm. Uh, asta fiind spuse, nu uitați să un like, un share, subscribe și ne vedem data aviatoare. boi bye.